Suntem în capitolul 6 și textul a fost foarte mult disputat în lumea teologică și a stârnit extrem de multe controverse și emoții. Titlul pe care l-am dat predicii de astăzi este Un nume vândut de fiul lui Dumnezeu. Știți că Esau a vândut dreptul de întâi născut prin blind de linte. În capitolul 6, fiul lui Dumnezeu vând numele dat de Dumnezeu pe fetele oamenilor. Și din păcate, problema asta se repete de atunci încoace în istorie și foarte mulți dintre noi, când ajungem în această furcă alegerii între Dumnezeu și alte lucruri, îl dăm pe Dumnezeu din mână. De multe ori în biserica noastră ați auzit textul acesta din 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14 la 18. Scriptura ne spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Desigur, jugul acesta poate fi purtat în foarte multe feluri în vremurile noastre, în societatea noastră, dar poate cel mai intim jug, cel care are implicațiile cele mai mari, este jugul căsniciei. Și textul continuă. Căci ce legătură există între neprihănire și fără de lege? Vreau să urmăriți contrastele pe care Scriptura le aduce înaintea noastră. Nu se poate să mergi mai departe unul de celălalt sau să încerci să aduci extreme mai mari la oaltă. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege, între lumină și întuneric, între Hristos și Belial, adică Hristos și Satana, între cel credincios și cel necredincios, între templul lui Dumnezeu și idoli. Răspunsul, deși întrebarea este retorică, răspunsul este evident, nicio legătură. Cu alte cuvinte, cine ar putea să pună sub un acoperiș în legătură pe Hristos cu Satana? Să pună împărăția lui Dumnezeu și împărăția celui rău la oaltă? Nu se poate. Ce se întâmplă atunci când, folosindu-ne de libertatea noastră, o facem totuși? O facem din diverse motive, avem o mulțime de explicații. Dragii mei, Dumnezeu ne îngăduie libertatea să alegem moartea, dar va trebui să ne mulțumim cu ea. În capitolul 6, versetul 1 în jos, citesc următorul adevăr. E adevărat, cu foarte multe milenii în urmă, dar Scriptura ne-a fost lăsată să ne descopere căile Domnului, să ne lase tipare după care să ne trăim viața. Și noi asta dorim să scoatem din textul nostru și astăzi. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care le-au ales. De-a lungul istoriei, interpretării acestui text au dat câteva interpretări expresiei fiii lui Dumnezeu. Unii spun fiii lui Dumnezeu au fost îngeri care și-au părăsit locuința, s-au împreunat cu fetele oamenilor, cu toate implicațiile care urmează. Alții spun, nu, este vorba despre împărați, nobilii vremii respective, împăraților li se spunea fiii lui Dumnezeu. Faraon, de pildă, era fiul lui Ra, fiul zeului Soare. Poate că interpretarea la care ader și eu este ultima. Fiii lui Dumnezeu sunt urmașii lui Set. Fetele oamenilor sunt urmașii lui Cain. Există două comunități. Dar înainte să vin la această ultimă interpretare, să o dezvolt, dați-mi voi să aduc argumentele pentru prima dintre ele. Mai ales că dacă veți deschide comentarii, veți discuta cu oameni din vechime până astăzi, foarte mulți oameni susțin și oameni mari ai lui Dumnezeu susțin interpretarea în care fiii lui Dumnezeu sunt îngerii. Aceeași expresie o găsim în cartea Iov și voi veni imediat la ea. Un al doilea argument este, sunt două texte din Noul Testament, 2 Petru, capitolul 2, versetele 4 și 5, în care fiii lui îngerii și potopul sunt asociați, îngerii căsuți, și Iuda, versetul 6.
Dacă veți deschide interpretările rabinilor, în general, rabinii vorbesc despre Fiul lui Dumnezeu ca despre îngeri. Există în literatura apocrifă unul Enoch care comentează într-un fel sau, dacă vreți, dezvoltă textul din Genesa și în care, în mod expres, vom vedea, asociază Fiul lui Dumnezeu cu îngerii. Și la toți aceștia aș adăuga numărul foarte mare de exegeți ai zilelor noastre care interpretează textul în felul acesta. Vedeți cu mine în cartea lui Iov. În primele capitole avem două planuri pe care se mișcă cartea. Avem cerul, pe de o parte, și pământul. Uitați-vă la personajele din carte. În locurile cerești, l-am pe Dumnezeu și pe Satana, care intră în dialog unii cu alții, și sunt fiii lui Dumnezeu sau îngerii care vin la adunarea respectivă. Deci în adunarea cerească, în care fiii lui Dumnezeu sunt prezenți, Dumnezeu și Satana, intră dialog cu privire la Iov. Dacă cobor pe pământ, acolo am pământenii. L-am pe Iov, pe cei trei prieteni al lui, Elifaz, Bildad și Țofar. Am pe soția lui Iov, pe Elihu și spectatorii din jurul lor. Iov era la poarta cetății în toată discuția asta cu prietenii lui. Ascultați, vă rog, un singur text din cartea lui Iov. Fiii lui Dumnezeu, observați expresia care e identică cu cea din Genesa, au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Deci fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi, s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Cei care ați citit de curând cartea Iov, vă duceți aminte de ce s-a întâmplat. Dumnezeu se laudă cu Iov, iar Satana, zâmbind cu voce tare, aruncă o provocare lui Dumnezeu. Dă-l pe mâna mea puțin și vei vedea ce rămâne din neprihănirea lui Iov. Și așa ajunge Iov în cleștele celui rău și Dumnezeu tace până când, în sfârșit, la urmă îi se arată și aduce vindecarea în inima lui. În Noul Testament, Petru face o asociere foarte interesantă în 2 Petru, capitolul 2, versetele 4 și 5. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci a aruncat în adânc unde stau înconjurați în întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, și dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe neprihănitul Iov, observați, pe neprihănitul Noe, observați cum asociază Petru cele două lucruri. Îngerii căzuți împreună cu Noe scăpat din potop. Aproape că nu pot să fac altceva decât să mă întorc înapoi în textul din Genesa și să spun aici am o dovadă clară a interpretării textului. Iuda face același lucru. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Și-au părăsit locuința, locul, rolul, statutul pe care Dumnezeu li l-a dat. În cartea apocrifă 1 Enoch, interpretarea este mult mai clară și directă și de aici pleacă probabil multe din interpretările rabinilor. Atunci când copiii oamenilor s-au înmulțit, s-a întâmplat ca în acele zile să li se nască fete frumoase și atractive sau atrăgătoare. Și îngerii, copiii cerului, le-au văzut, le-au poftit și au zis: veniți să ne alegem neveste dintre copiii oamenilor, să avem copii cu ele. Și textul continuă și ne spune că pământul a ajuns stricat din pricina nelegiuirii care a urmat. De fapt, dacă am luat această interpretare, îmi pune o întrebare simplă. Ce a urmărit Satana, trimițându-și într-un fel fii pe pământ? Vreau să vă spun că el a fost primul judecat în grădina Eden, nu departe de noi, este capitolul 3, suntem abia în capitolul 6 din Genesa, când Dumnezeu vine și rostește această judecată din 3 cu 15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Cu alte cuvinte, Satana știa că din sămânța femeii, din urmașii femeii, îi va veni pieirea. Aceasta, sămânța femeii, îți va zdrobi capul. Știind promisiunea lui Dumnezeu, din Genesa 3 cu 15, spun teologii aceștia că Satan a dorit să pângărească rasa umană și să zădărnicească în felul acesta planul lui Dumnezeu, să dea peste cap planul lui Dumnezeu, să nu se mai întâmple ceea ce Dumnezeu a spus, sămânța femeii
îți va zdrobi capul, care a fost rezultatul o rapidă dezintegrare morală a întregii societăți care a trăit înainte de potop. Și textul nostru confirmă lucrul acesta, versetul 5 din capitolul 6. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Cât de gravă este situația. Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Observați cum întreaga societate a fost într-un fel pervertită, degradată de această unire a fiilor lui Dumnezeu cu fetele oamenilor. Opriți-vă o clipă și judecați împreună cu mine. Dacă atunci a fost posibil lucrul acesta, ca îngerii să coboare din cerul și să împreuneze cu fetele oamenilor, de ce n-ar fi posibil și astăzi? Și într-adevăr, sunt unii care citesc textul în felul acesta. M-am pus întrebarea, Dumnezeu a fost luat oare prin surprindere de această strategie a celui rău? Nu, din câte îl cunosc eu, Dumnezeu este atotștiutor. Fiind atotștiutor, trebuia, într-un fel, să știe și ce va face satana. Dar atunci pun o doua întrebare. Probabil că Dumnezeu știa lucrul acesta, dar după ce s-au întâmplat aceste lucruri la potop sau înainte de potop, Dumnezeu s-a hotărât să scrie o erată la actul creației lui. Cu alte cuvinte, până atunci a fost posibil lucrul acesta, de atunci încoace nu mai este posibil lucrul acesta. Sunt unii oameni care citesc texte ca cele din 1 Corinteni 11 cu 10 și am să-l citez, cu această perspectivă în minte, de aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Noi am discutat de multe ori textul acesta. Cred că există o problemă majoră cu astfel de interpretare, cel puțin din perspectiva în care înțeleg eu Scriptura. În primul rând, ea pare să fie contrazisă de Domnul Iisus Hristos însuși. În al doilea rând, o astfel de interpretare adună din texte exterioare cărții Genesa o mulțime de lucruri ca să tragă concluzii. Ori, bunul simț te îndeamnă să citești scrisorile lui Dumnezeu de la un capăt la celălalt. Cu alte cuvinte, ca să interpretez textul, trebuie să mă întorc înapoi în primele 5 capitole, să citesc apoi Genesa mai departe, să trec în toate cărțile lui Moise și să colind Vechiul Testament, să vedem ce rost, ce rol are un astfel de text în revelația lui Dumnezeu. Ascultați-l pe Domnul Iisus interpelat de Saduchei. Saduchei nu credeau în învierea morților și înainte de a merge la cruce, el este atacat din toate părțile. A venit unul la el și a zis, un bărbat a avut o nevastă și bărbatul a murit și a luat-o fratelui și fratelui și fratelui și până la urmă 7 frați au avut-o de nevastă. Și pe urmă pune o întrebare încuietoare Domnului Iisus Hristos, la înviere, oare a cui nevastă va fi femeia aceasta? Domnul Iisus Hristos le răspunde, uitați-vă la versetul 29 și 30, drept răspuns Iisus le-a zis, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. La înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Afară de faptul că Dumnezeu a făcut o schimbare radicală în planurile lui și în creația lui, îngerii din cer nu se însoară, nu se mărită, ne spune Domnul Iisus Hristos. Nu cred că trebuie să mai zăbovesc lângă a doua interpretare, cea legată de împărați și nobili. M-aș opri la treia dintre ele, care cred că este justificată cel mai bine de contextul pe care îl studiem. În primul rând, aș vrea să urmărim linia argumentelor din carte. Atunci când citești o carte, trebuie să lași contextul imediat să-ți lumineze textul pe care îl citești. În al doilea rând, noi am vorbit pendelete despre perspectiva posibilă din care a fost scrisă cartea Genesa. Și dacă
am revenit la această perspectivă a lui Moise, ne-am întrebat, Moise, cu ce scop ai scris cartea Genesa? Ce caută textul acesta? Ce ai urmărit cu el? Veți vedea că răspunsul ni se dăruie aproape de la sine. În primul rând, veniți cu mine înapoi în Genesa capitolul 3. În momentul în care femeia a rupt din fructul oprit, în clipa aceea ea a devenit într-un fel bunul sau a intrat sub stăpânirea celui rău, a devenit comunitatea celui rău. Bărbatul ei, nu știm cât timp a trecut de la Adat și bărbatului ei, dar bărbatul ei pentru o vreme foarte scurtă aparținea lui Dumnezeu, pentru că el încă nu păcătuise. Afară de faptul că păcatul Evei îi se atribuie direct lui din pricina tăcerii lui. Dar observați, Adam l-a vândut pe Dumnezeu pentru o femeie. Exact ce se întâmplă în capitolul 6. Cu alte cuvinte, lucrul acesta nu este nou în cartea Genesei și este important să știm lucrul acesta, care e rezultatul alungarea din grădina Edenului. Când Fiul lui Dumnezeu l-a vândut pe Dumnezeu, pe Eva sau pe femeia de lângă el, rezultatul este alungarea din prezența lui Dumnezeu, ruperea relației cu Dumnezeu. Duminica trecută am urmărit cele două comunități, cele două genealogii din capitolele 4 și 5. Când au fost izgoniți din grădină, Cain l-a omorât pe Abel, Dumnezeu aduce un blestem peste el și Cain trebuie să fugă departe de fața Domnului. Și dintr-o dată Adam și Eva rămân singuri, Cain este singur în comunitatea lui, în țara Nod, unde își construiește o cetate. Din cele două comunități sunt o mulțime de urmași și cele două comunități încep să crească. Ce e foarte interesant este că pe linia lui Cain, celui fugit din fața lui Dumnezeu, este menționată sora lui Tubal-Cain. Țila de partea ei a născut pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. În mod aproape de neînțeles este menționată o femeie. Sora lui Tubal-Cain era Naama sau Noema, cea plăcută. Naama, Noema, cea plăcută. Cred că nu la întâmplare naratorul ne lasă acest indiciu ca să știm cum să legăm lucrurile la oaltă. Uitați-vă pentru o clipă la realitatea pe care ne-o zugrăvește textul. Imaginați-vă că Adam și Eva sunt la Cluj, Cain a fugit la Huiedin, la o depărtare orecală. Pentru că nu erau mașini și elicoptere și avioane ca să te miști de la un loc la altul, cele două comunități s-au dezvoltat, fiecare în locul ei. Textul spune, când au început să se mulțească oamenii pe fața pământului, cele două comunități au început să se apropie una de alta. Fiii lui Dumnezeu, descendenții lui Set, au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase și au luat din fiecare câte o nevastă. Cu alte cuvinte, Fiii lui Dumnezeu, cei care umblau cu Dumnezeu, cei care chemau numele Domnului, cei pe care Dumnezeu i-a iubit atât de mult încât a ridicat din apele potopului doar un singur lucru, umblarea cu Dumnezeu, au început să vadă că există un alt mod de a trăi, un alt sistem de valori, un alt fel de a-ți face un nume. Și încetişor, ca în grădina Edenului, l-au dat pe Dumnezeu pentru a îmbrățișa nu doar fetele oamenilor, ci și bunurile pe care ei le-au adunat, bunurile culturale pe care le-au adunat pe acest pământ. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Istoria va mai curge 120 de ani după care va veni potopul sau în codul lui genetic voi face o modificare și nu va mai trăi mai mult de 120 de ani. Poți lua textul și într-un fel și în altul. Nu uitați, noi a avut 500 de ani când a născut pe fiii lui și la 601 ani a venit potopul. Deci suntem undeva în această plajă. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat Fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și li s-au născut copiii. Aceștia, deci sămânța fetelor oamenilor cu Fiul lui Dumnezeu, aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. Dacă citiți textul cu atenție,
Uriașii n-au nimic cu povestea aceasta. Este doar un cadru. Ei erau pe pământ și înainte, și în timp, și după. Iar ce înseamnă viteși oameni cu nume vom vedea data viitoare, când ne vom opri lângă Nimrod, numit în felul acesta, lângă cetățile lui și lângă turnul Babel. Dar ce fel de oameni cu nume au fost aceștia care s-au născut din unirea fiilor lui Dumnezeu cu fetele oamenilor? Nu uitați, studiem Genesa, pe care am intitulat-o Istoria facerii unui nume, și am văzut că există două moduri de a-ți face un nume. Fie ți-l faci legându-l de Dumnezeu sau lăsându-l pe Dumnezeu să ți-l facă, adică îți împlinești mandatul cultural în ascultare de Dumnezeu, în dependență de Dumnezeu, umblând cu Dumnezeu, fie întorci spatele și continui să-ți împlinești mandatul cultural, adică să faci școală, să faci o profesie, să-ți aduni bunuri, să-ți construiești case, să-ți cumperi mașini și haine, să fii cineva în societatea aceasta, dar în totală neascultare de Dumnezeu, îmbrățișând sistemul de valori al lumii în care trăim. Observați, când fiii lui Dumnezeu s-au căsătorit cu fetele oamenilor, au întors spatele lui Dumnezeu, au renunțat la numele făcut de Dumnezeu, pentru că i-a atras numele făcut de oameni, cetăți, vitejie. Luați-l doar pe Nimrod, cel puțin 10 cetăți, primul împărat al turnului Babel, al cetății Babel, este Nimrod. Cum să nu dorești să umbli în păpucii lui? Observați, oameni cu nume, din păcate, nume legat de cărămiș și smoală, de deșertăciune acestei lumi care va arde. Veniți să privim textul nostru din perspectiva din care scrie Moise Genesa. Moise nu exista când istoria Genesei se derula. El n-a fost lângă Dumnezeu când Dumnezeu a zis să fie lumină. Am văzut de unde putea să știe toate aceste lucruri. Nu uitați, Moise vorbea gură către gură cu Domnul. Dacă avea întrebări, putea să îi le pună. Dar Moise l-a cunoscut pe Dumnezeu în evenimentele Exodului. El a trăit aceste evenimente. A fost pionul principal în derularea lor. Dacă citiți Biblia cu atenție, nașterea lui Moise este în Exod, capitolul 2. Nu știm ce face el la palat, probabil se pregătește să fie urmașul lui Faraon, dar trebuie să fugă la oi 40 de ani, 40 de ani departe de planurile lui Dumnezeu, după care se întoarce, eliberează poporul de Egipt, trec Marea Roșie. Dacă citiți narațiunea, este atât de alertă încât Moise n-are vreme nici de dormit, s-ar părea, dar să scrie cărți. Abia în bucla celor 38 de ani există un pic de răgaz, ca să stea jos, să mediteze, să adune resursele, să povestească cu Dumnezeu, să aștearnă în scris toată povestea relației cu Dumnezeu, a istoriei poporului său. Deci Moise scrie, pe de o parte, având experiența evenimentelor Exodului, unul care trăise o mulțime de lucruri, îl cunoscuse pe Dumnezeu în mijlocul lor, pe de altă parte, el scrie Pentateuhul, privind în viitor ca să pregătească generația care trebuia să intre în țară, el știa că nu va intra. Și atunci face tot ce este în putință să își încheie lucrarea, să pregătească generația aceasta pentru ceea ce îi așteaptă. Uitați-vă o clip la Genesa, capitolul 6. Pe de o parte, Genesa 6 este scrisă în baza unor experiențe trăite. Pe de altă parte, experiența 6 este scrisă în vederea unor experiențe sau pericole viitoare. Este o atenționare pentru noua generație care urma să intre în țară. Moise, când a intrat la Faraon, l-a prezentat așa pe Israel. Dumnezeu însuși a pus cuvinte în gură. Lasă pe poporul meu să plece. Observați, Israel este poporul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, întâiul născut al lui Dumnezeu. Nu Moise a inventat expresia fiii lui Dumnezeu, Dumnezeu a inventat expresia, Dumnezeu i-a pus-o în gura lui Moise. Poporul Israel era un popor ales, pus de Dumnezeu deoparte pentru împlinirea planurilor lui. Lasă pe întâiul meu născut să plece, dacă nu am să omor pe întâiul tău născut. Au ajuns la Sinai după ce au trecut Marea Roșie.
Ascultați-L pe Dumnezeu vorbind. Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Observați, ai mei dintre toate popoarele. Dacă aș face o separare, aș zice Israel pe de o parte, toate celelalte popoare de altă parte. Exact ca și în capitolul 45, setiții de o parte, cainiții și toți descendenții lui de altă parte. Poporul Israel este numit poporul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt, acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Au stat 2 ani de zile la Sinai și au pornit spre țara promisă. Au ajuns în sfârșit, după 38 de ani de umblat prin pustie, în câmpia Moabului, și-au locuit la Sitim. Ascultați textul, Numeri 25:1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Cine era poporul acesta? Era fiul lui Dumnezeu. Era poporul lui Dumnezeu. Și a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ei lui care s-a lipit de Baal Peor. Imaginați-vă scena, cortul întâlnirii, Moise cu poporul și cu bătrânii plângând înaintea Domnului din pricina urgiei. Și în timpul acesta, unul dintre liderii lui Israel ia o fată moabită, trece sfidând pe mai mari lui Israel și o duce direct în cortul lui. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adunat, sau a venit și a dus la frații lui o moabită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aron, s-a sculat din mijlocul adunării, a luat o suliță în mână, s-a luat după omul acela din Israel până la cortul lui și i-a strepuns prin pântece pe amândoi. Pe amândoi. Atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. Dar uitați-vă cum se încheie textul, versetul 9. 24.000 au murit loviți de urgia aceea. Ce s-a întâmplat? Fiul lui Dumnezeu a început să se împreuneze cu fetele oamenilor. Rezultatul? Un dezastru moral. Un dezastru moral venit peste noapte, până acolo încât unul dintre liderilor sfidează întreaga adunare și pe Moise și plânsul lor din pricina plăcerilor lui. Și Dumnezeu trebuie să ucidă 24.000 într-o singură zi. Dragii mei, asta era experiența pe care a trăit-o Moise. A trăit-o Moise. În lumina acestei experiențe, el scrie cartea Genesa. În lumina acestei experiențe, lasă pentru posteritate, capitolul 6. Dar aș vrea să lăsăm trecutul, să ne întoarcem spre ceea ce îi aștepta pe cei din Israel în țară. Moise este cel care încheie cu cartea Deuteronom Pentateuchul și prin Deuteronom vine și pune o avertizare serioasă înaintea fiilor lui Dumnezeu, înaintea poporului lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 7, versetul 1. Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta 7 neamuri mari la număr și mai puternice decât tine, ascultați avertizarea, să nu te înjugi la un jug nepotrivit, cu alte cuvinte, să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor, să nu iei pe fetele lor pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Altor dumnezei. Dragii mei, cine nu învață de la istorie, o repetă. Dacă experiența din câmpia Moabului era prea măruntă, potopul
Era o experiență a întregii lumii, cu alte cuvinte, o experiență greu de neglijat, greu de trecut cu vederea. Și textul din Deuteronom continuă: Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și chiar nimici îndată. Ceea ce a făcut la potop, ceea ce a făcut cu Adam și Eva, ceea ce a făcut în câmpia Moabului, a făcut, dragii mei, și în țară. Și eu cred că asta a fost păcatul major al lui Israel, pentru care au fost expatriați și au trebuit să plece. Pentru că întotdeauna împreunarea cu fetele oamenilor aduce legarea de Dumnezei străini. Și legarea de Dumnezei străini înseamnă ruperea legăturii cu Dumnezeul cerului și al pământului. Dimpotrivă, continuă textul în versetul 5, iată cum să vă purtați cu ele, să le surpați altarele, să le sfărâmați idolii, să le tăiați pomii, închidați dumnezeilor lor și să aruncați în foc chipurile lor cioplite. De ce? Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul, veți fi ai mei dintre toate popoarele, ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Observați, puși deoparte pentru Dumnezeu, chemați în slujba lui Dumnezeu. Dacă ești chemat în slujba lui Dumnezeu, poartă-te într-un chip vrednic de Dumnezeu. Nu-l da pe Dumnezeu, pe fetele oamenilor, pe plăcerile de o clipă ale păcatului. Când au început să se mulțească oamenii pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu, au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care le-au ales. Vreau să vă pun o întrebare. Cine a fost vinovat pentru potop? Fetele oamenilor sau fiii lui Dumnezeu? Dați-mi voi să repet întrebarea. Cine a fost vinovat pentru venirea potopului pe planeta aceasta? Fetele oamenilor sau fiul lui Dumnezeu? Nu știu dacă v-ați dat seama că ați rostit o sentință asupra noastră fiecăruia. Că noi nu ne aflăm într-o cârciumă sau la fotbal, ci suntem în ceea ce noi numim casa lui Dumnezeu, adunată împreună, și am vrea să numim cu toții fiii lui Dumnezeu. Observați ce responsabilitate uriașă poartă pe umeri fiii lui Dumnezeu. Alegând între Dumnezeu și fetele oamenilor, între sistemul lui de valori și sistemul lor de valori, fiii lui Dumnezeu de pe vremea aceea au adus scăderea din Edem la dimensiuni planetare. Înstrăinarea de Dumnezeu la dimensiuni planetare, obligându-L pe Dumnezeu să potopească pământul. Vreau să vă întreb, cine a fost vinovat de alungarea din Eden, Adam sau Eva? Cine a fost vinovat de alungarea din Eden, Adam sau Eva? Pentru o clipă, imaginați-vă că Adam ar fi fost bărbat, cel puțin 5 minute. Și când nevastă s-a întins fructul oprit, ar fi zis, nu, draga mea, îmi pare rău, Dumnezeu este comoara mea cea mai scumpă, comoara a sufletului meu, mai bine fără tine, dar rămân cu el. Ce s-ar fi întâmplat? Well, nu știm. Nu știm, putem, nu ne spune Biblia. Dar cu siguranță Dumnezeu ar fi putut să-i facă o altă nevastă. Nu uitați, când Israel se întoarce împotriva lui Dumnezeu, un popor întreg, Dumnezeu îi spune la Moise, el era sus pe munte cu tablele legii, și spune lui Dumnezeu, dă-te la o parte să-i nimicesc, din tine am să fac un alt popor, un popor mare. Și Moise spune, nu, 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 Doamne, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții. Deci dacă Adam a fost vinovat de alungarea din Eden, înseamnă că fiii lui Dumnezeu au fost vinovați de venirea potopului. Cine a fost vinovat de nimicirea Sodomei și a Gomorei? Sodomiții sau Lot? Well, nu cred că putem pune în cârca lui Lot păcatele sodomiților, dar nu uitați discuția dintre Avram și Dumnezeu. Doamne, dacă sunt 50, nu nimicesc Sodoma. 45, 35, 30, 25, 20, 10, 5...
Eu să fi fost în locul lui Lot, aș fi coborât, în locul lui Adam, aș fi coborât până când Dumnezeu ar fi zis iert. Știți că fiicele lui Lot au rămas și au ars de vii împreună cu ginerii lor? Bătrâne, ți-ai pierdut mințile, lasă-ne să dormim. Spuneți-mi, ce-a păzit Lot? Cred că era ocupat la porțile cetății, făcând tranzacții și adunând bani și umblându-și conturile, uitând că este un preot în mijlocul cetății. Dar să pun o întrebare puțin mai delicată. Cine a fost vinovat de dărâmarea templului și a Ierusalimului și de alungarea poporului din fața lui Dumnezeu? Nu cumva Solomon? Cel mai strălucitor împărat al lui Israel, când și-a adunat 1000 de neveste, de crese străine, nu numărul lor, ci apartenența lor. Textul spune că la bătrânețe au umplut Ierusalimul de idoli. Prin Duhul lui Dumnezeu, Moise, care vedea istoria ce urmează, poporul acesta încăpățânat și gata să întoarcă spatele lui Dumnezeu, așează în cartea Genesa toate atenționările de care a avut nevoie. Observați că și atunci s-a întâmplat și altă dată. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oamenii cu nume. Cu ce fel de nume? Cu nume legat de cărămiși și smoală, cu nume legat de cetăți, cu nume legat de deșertăciunea lumii acesteia. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la teritoare, până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Îmi pare rău că i-am făcut. Vremurile s-au schimbat. Principiile au rămas. Vremurile s-au schimbat, istoria s-a scurs, principiile au rămas aceleași. Observați, am dat doar câteva aspecte din istorie și am văzut că de-a lungul ei principiul a rămas întotdeauna același. Indiferent pe ce îl vinzi pe Dumnezeu, vei trăi consecințele. Fără Dumnezeu nu există verticalitate morală. Poți aduna, poți face, te poți ridica, poți urca scara socială. Cu cât mai departe te duci de el, cu atât mai strâmb ești în coloana ta morală, nu poți să ridici capul sus. Uitați-vă încă o dată la atenționarea Scripturii. De data aceasta am coborât în bătătura noastră. Asta e frământarea ta, frământarea mea, a voastră tinerilor, în bună parte dintre cei ce sunteți aici. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Dar, Doamne, îmbătrânesc, trece vremea, nu mă cere nimeni. Și ce dacă nu te cere nimeni? Tu ai un mire. Pe Fiul lui Dumnezeu te așteaptă o nuntă. De ce să murdărești haina albă? Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum pot sta împreună lumina și întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură între cel credincios și cel necredincios? Cum se împacă, întreabă Pavel, templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul lui Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Fiii mei, copiii mei, poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice. Fii cui? Fii lui Dumnezeu. Fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic.
Dar de ce să nu o facem? Întorc înapoi în textul din Deuteronom, să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor, să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și a sluji astfel unor dumnezei străini. Observați, când te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, dincolo de ce vezi cu ochii, există un Dumnezeu, o împărăție, un sistem de valori. Dincolo ce vezi cu ochii, există un Dumnezeu, o împărăție, un sistem de valori. Nu există în lumea asta niciun om care să fie gol pe dinăuntru, să n-aibă un Dumnezeu locuind în el, să nu slujească o împărăție, să nu aparțină unei împărății, să nu reprezinte un sistem de valori în lumea aceasta. Nu există așa ceva. Zone neutre nu există conform Scripturii. Casa nu poate sta goală, măturată și împodobită fără ca 7 duhuri mai rele decât primul să întoarcă în casa respectivă. Noi am fost creați de Dumnezeu pentru Dumnezeu, de divinitate pentru divinitate. Noi suntem o casă pentru lumea spirituală, dragii mei. Tot ce putem face este să ne alegem Dumnezeul, să ne deschidem pentru diavolul sau pentru Hristos. Asta este tot ce putem face. În clipa când te deschizi prin fata respectivă sau prin băiatul respectiv pentru o altă lume spirituală, încetişor te inundă lumea aceea și mori. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Este un mesaj foarte nepopular în zilele noastre, mai ales că lucrurile nu mai stau ca pe vremea lui Pavel. Pe vremea lui Pavel, societatea era împărțită în două, alb și negru. Alb și negru. Cu alte cuvinte, ori erai un idolatru, ori erai un iubitor de Dumnezeu. Pe vremea noastră lucrurile sunt mult mai complicate. Sunt o mulțime de buzunare religioase în care poți intra, de care aparții. Nu toți baptiștii sunt mântuiți, e adevărat. Nu toți pentecostale sunt mântuiți, și asta e adevărat. Nu toți catolicii sunt pierduți, și asta e adevărat. Nu toți ortodoxii sunt pierduți, și asta e adevărat. Cu alte cuvinte, cum știu de cine m-am alipit? Dragii mei, povestea e mai complicată. Nu e suficient să te uiți la eticheta pe care o poartă cineva. Trebuie să cobori un pic mai adânc, să vezi dacă este sau nu în Domnul. Dacă ești în Domnul, îl iubești pe El, îl urmezi pe El, îl asculți pe El. Dar dacă ești în diavolul, mai devreme sau mai târziu, masca cade, adevărul se arată. Și de aceea trebuie să te uiți foarte atent la cei din jurul tău. Și ce dacă o facem? Aș vrea să priviți o clipă, imagine înaintea voastră. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Dar ce se întâmplă? Observați, un jug nepotrivit aduce sau vrea să aducă sub același acoperiș, în aceeași legătură, două împărății. Dacă nu ești de acord cu porunca lui Dumnezeu, ce e foarte interesant este că ceea ce se rupe este tocmai relația ta cu Dumnezeu. De ce? Pentru că Scriptura ne spune: păcatul ridică un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Păcatul ridică un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Când zidul de despărțire s-a ridicat, se întâmplă un fenomen ciudat. Eu nu mai sunt legat de Hristos pentru că am păcătuit. În același timp, partenerul meu este legat de Satana pentru că nu l-a supărat cu nimica. Dimpotrivă, îi face planurile, împlinește planurile. Dragii mei, el și Dumnezeul lui este mai puternic decât eu fără Dumnezeul meu. Ce interesant, când Israel, ce era Israel? Un popor nomad, majoritatea de sculți, n-aveau nici arme prea multe după ieșirea din Egipt, era o armată de jale. Când ajung în căpia Moabului, vine Balac, se uită la ei și Balac nu se sperie de oastea lui Israel, Balac se sperie de Dumnezeul lui Israel. Și trimite repede la Balaam, la văzătorul, să vină să blasteme pe Israel. Ce înseamnă blestema? Înseamnă a rupe relația dintre tine și Dumnezeul tău. Dacă cineva te-ar putea blestema, asta ar face, rupe relația dintre tine și Dumnezeu. Și vine Balac și Balaam și toată suita lui și se urcă pe un deal și zece șapte altare și pe al doilea deal și pe al treilea deal și Balac lasă mâinile, Balaam lasă mâinile jos și zice: îmi pare rău, nu pot să blastem. Nu pot să blastem. Dragii mei, așa cum Balac a știut unde-i puterea lui Israel, așa trebuie să știu și eu.
puterea nu stă în mine. Blestemat este omul care se încrede în om și își pune nădejdea într-un muritor. Și chiar dacă eu aș fi muritor, mă uit în oglindă și îmi pun încrederea în mine. Nu, eu voi putea, eu voi face. Cine ești tu? Ești un boț de humă din preună cu mine. Puterea noastră este în Dumnezeul de care ne-am alipit. Și dacă ne-am alipit de Dumnezeul nostru cu toată inima noastră, dragii mei, putem sta cu capul sus în mijlocul furtunii, în mijlocul popoarelor din jurul nostru, în mijlocul neamurilor. De ce? Pentru că 1000 să cadă la dreapta, 10.000 de tine nu se vor atinge. Nu pentru că tu ești puternic, ci pentru că Dumnezeul de care te-ai alipit cu toată inima ta este tăria ta, sprijinitorul tău. Când calci porunca lui Dumnezeu. Observați, eu am legat-o acum în discuția noastră doar de relația de căsătorie. Vreau să vă spun, e foarte adevărat în relație de afaceri. Ai un prieten, are bani, ți-ți lipsesc și intri într-o relație de afacere cu el. Dar ceea ce tu nu știi, că dincolo de banii lui este un Dumnezeu al lui, este un sistem de valori al lui. Eu am văzut oameni, i-am văzut foarte de aproape, foarte mulți oameni de afaceri care au intrat împotriva acestei porunci, într-o astfel de legătură. Dragii mei, chinul pe pământ, chinul pe pământ pentru ei. Știți de ce? Pentru că două împărății, două sisteme de valori, omul nu poate renunța la ceea ce îl definește. Am văzut și oameni care au făcut lucrul acesta și plângând și suspinând, l-au câștigat pe partenerul lor și a venit pacea între ei. Dar nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu este clar înaintea noastră, e o poruncă, tu poți să o plinești sau poți să o calci, este dreptul tău. Ce se întâmplă când o calci? Vă rog să nu veniți aproape de aranjamentul floral, veți vedea toate florile veștejite. Andreea m-a sunat și a zis, tată, ce să fac? Zic eu, lasă-le că-mi prind bine. Să vadă oamenii ce se întâmplă când ești tăiat și rupt de sursă. N-ai de unde te alimenta, cum toată frumusețea ta care apare frumoasă de la distanță, mai ales de acolo din fundul sălii, nu vezi exact ce e aici, dar dacă veniți mai aproape, veți vedea, toate florile sunt peștejite. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Wow! Ce imagine! Un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și a cărui frunze nu se veștejesc. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Două realități complet distincte. Două realități. Ne apropiem de cina Domnului. Și ce spune Pavel în Corinteni? Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Ce legătură, ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Vreți să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Nu știu ce este cina Domnului pentru tine. Dacă nu te-ai împăcat cu Hristos, nu-i pentru tine. Întinde mâna în blid, doar cel care a înțeles jertfa lui Hristos
s-a deschis pentru ea, l-a primit pe Hristos în inima lui, a intrat într-o relație cu El, care știe că aparține Domnului, că face parte din poporul lui, că este fiul lui Dumnezeu și că dorește să promoveze interesele cerului. Aș vrea pentru o clipă să ne gândim la semnificația mâinii întinse în blid. Dacă este trupul și sângele, trupul frânt al Domnului Iisus Hristos și sângele vărsat, dacă astea reprezintă, dragii mei, imaginați-vă că suntem la altar, la poalele crucii. O, de mult am venit din Levitic, de acolo vine spirala sărbătorilor și am văzut că la altar israelitul își refocaliza relația cu Dumnezeu. La altar, când se aducea arderea de tot, israelitul își spunea, sunt al Domnului în întregime, am fost cumpărat cu sângele mielului pascal, am ieșit prin mâna bună și puternică a lui Dumnezeu care a despicat Mare Roșie și mi-a dat 40 de ani să mănânc mană în pustie și m-a dus în țara promisă, țara în care curge lapte și miere. Sunt al lui, sunt un preot al lui. Dacă ți-e frică că lipindu-te de Dumnezeu să îți pierde slujba, pâinea, nu vei avea ce îmbrăca. Ascultă-L pe Dumnezeu vorbind, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, prețuiți mai întâi relația cu Dumnezeu, ridicați mai sus decât orice altceva relația voastră cu Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu îți spune că nu trebuie să te compromiți, nu trebuie să întorci spatele, nu trebuie să îmbrățișezi un alt sistem de valori. El însuși va veghea să ai ce mânca și ce îmbrăca și îți va fi de ajuns. Dragii mei, vorbiți cu oameni care și-au lipit inima de Dumnezeu și împreună cu psalmistul vor striga, am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Cu alte cuvinte, depindem de Dumnezeu în întregime și lucrul acesta trebuie să reînnoim ori de câte ori întindem mâna în blid, aparținem lui și depindem de El. Mai mult, întindem mâna în blid și ne ducem aminte că El a fost frânt pentru păcatele noastre și că într-o bună zi va sta pe scaunul de judecată și va judeca pe fiecare dintre noi după faptele Lui. Și de aceea, când întinzi mâna în blid, pornește în noua săptămână știind că lui Dumnezeu îi vei da socoteală pentru absolut toate lucrurile. Oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Da, îi aparținem lui, depindem de el și dăm socoteală lui Dumnezeu. Observați, întotdeauna Satana va aduce ba pe fetele oamenilor, ba sistemul lor de valori, ba sclipiciul lumii acesteia și vei fi în furca edenică și va trebui să alegi între Dumnezeu și altceva. Și ascultați-L pe Domnul Iisus Hristos vorbind, cine iubește mai mult pe tată ori pe mamă decât pe mine? Nu-i vrednic de mine. Cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât nu-i vrednic de mine. Cine iubește mai mult pe nevastă, pe femeie sau bărbat sau bogăție lumea acesteia decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Cum ar fi să întindem mâna în blid, rostind rugăciunea Tatăl nostru? Toți o știți, toți o știm. Prin rugăciunea aceasta, practic, declarăm dorința noastră de a fi la sărbătoare în prezența lui Dumnezeu. Declarăm că îi aparținem Domnului, că depindem de El și că Lui dăm socoteală pentru toate lucrurile. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci.